Prețurile cresc, iar salariile rămân pe loc. Luna iulie este luna scumpirilor atât la energie electrică cât și la carburanți. Benzina s-a scumpit cu peste 20% în 12 luni, iar motorina cu 15%. Însă asta nu este tot. Se anunță noi scumpiri odată cu începutul lunii viitoare. Carburanții s-au scumpit accelerat în ultimele luni ca urmare a creșterii prețului petrolului. Drept urmare, și companiile comerciante de carburanți și-au refăcut politica de prețuri. Până în prezent, liderul pieței în acest domeniu din România a afectat trei scumpiri, una de 3 bani pe litru în urmă cu 10 zile, una de 4 bani pe litru la începutul acestei săptămâni și ultima vineri de alți 3 bani pe litru. O părere foarte greșită. Deci n-ar trebui să scumpească carburantul pentru faptul că n-a crescut pensiile, n-a crescut salariile și toate dau înapoi. Așa că... Specialiștii cred că la finalul anului prețul de motorină va ajunge și la 7 lei litru. Ce părere aveți? Ar fi posibil. După cum merg treburile acum, s-ar putea să crească. Dar vom vedea. O părere proastă, altă părere ce să spun. În condițiile în care la salarii și la pensii nu s-a mai pus nimica și se măresc într-una, n-am o părere foarte bună. Se afirmă că până la sfârșitul anului prețul de motorină ar putea să ajungă la 7 lei. E posibil. La noi în țară tot este posibil. Scumpirea carburanților a venit ca rezultat al repornirii economiilor, dar și a majorării cererii interne în urma ridicării restricțiilor de circulație, făcând ca cererea de motorină și benzină să fie în creștere. În comparație cu anul trecut, am ajuns să plătim chiar și 10 de lei în plus pentru un plin. Experții susțin că cei mai mari perdanți sunt agricultorii și transportatorii. Nu-mi convine. Nu am pământul nemuncit. Dacă tai, îi scumpă motorina, benzina... Nu e. Ăsta nu-i guvern. Sunt de acord cu toate. Dacă ar crește, în același raport și salariul. Sau pensia mea. Altfel, degeaba. Când mai ajungem noi la prețurile alea? Cu salariul. Mai ajungem? Nu mai ajungem. În prezent dăm pe un litru de benzină 5,63 lei, pe când pe unul de motorină 5,59 lei. Având în vedere cererea mare de combustibil, companiile petroliere au profitat și au mărit prețurile. Specialiștii în domeniu avertizează că toate aceste creșteri de prețuri vor duce la alte scumpiri, atât la produse cât și la servicii. Prețul carburanților ar putea suferi o ușoară modificare la începutul lunii iulie, iar specialiștii afirmă faptul că un litru de motorină ar putea ajunge până la finalul anului chiar la 7 lei.